Salutare, tubi, sunt Cristi și suntem pe serverul Galaxy Craft împreună cu fondatorul sau adminul. Aici, salutare. Stai, tocmai te-am lovit cumva. Aha. Te-am lovit sau alea au fost doar particule? Particule. Ok, împreună de fondatorul Carlito și de celălalt fondator care e în confă și el pe aici pe undeva. Salut. Tocmai voiam să zic că nu vorbește, dar vorbește! Da, trăiește. Mai țineți minte serverul ăsta, vi l-am mai arătat eu odată. Ei, și de atunci e practic un server nou, nu prea mai a rămas nimic. În afară de IP, bineînțeles, cred, s-a schimbat și ăla. Tot e încă galaxycraft.ro, IP-ul s-a schimbat. Ok, primul lucru pe care l-am observat când am intrat pe serverul ăsta. What the fuck, frate, harta asta e făcută de voi? Sau e... Adică, builderii voștri? Nu. Nu suntem prea pricepuți și am luat-o de pe internet, momentan, și am modificat-o noi, chestii. Ok, arată chiar șmecher. Da, știu. Bun. Până stăm și facem mape și ălea, costisitor și costă și bani și preferăm să investim în server. Dar cu timp o să... Sincer, mi se pare o idee bună. Adică și-aș prefera să dau bani să funcționeze ceva, decât, nu știu, să funcționeze ceva mai bine decât să arate mai bine. Plus că arată chiar bine. Da, deci nu mă plâng. Oricum, domnul admin aici de față care se plimbă și eu mă plimb după el, că de ce să fac și eu, e cu noi pentru că o să ne prezinte el lucrurile de bază despre server și care merită menționate. Păi să începem cu itemele pe care le aveți acum în inventar. Aveți niște papuci de fier. Dând click stânga pe ei, începe să revirați mai tare sau în funcție ce viteză o alegeți. Click dreapta, nu click stânga. Dreapta la mine e diferit. Ok, la mine. Okay. Și... Aici cu ăștia, cu ăștia vă deplasați la portale. Să vedem pe ce hub sunteți. Pot să-mi scot ăsta? Pot să-mi scot game mode-ul? Nu, 0, con. Așa, mersi. Uitați o săgeată. Nu știu ce săgeată vezi, dar eu nu văd. Nu știi de săgeata? Păi cum să nu știi, vezi? Își merită numele atunci. Ok. Unde vezi tu săgeata? Nu știi ce este săgeată. E bine că e pielea de minu și nu știi de săgeată. Sincer nu știu ce săgeată vorbești. Păi cred eu că nu știi. Bun, o să vezi după clip. Bun, acum, ceva minigame-uri. Văd că sunt 180 de oameni intrați acum pe server. Minigame-uri avem, avem un server special numit Jocuri, unde avem toate minigame-urile care sunt jucate și posibile. Bun, hai aici, deci la jocuri. Ok, jocurile. Și momentan încă muncim din greu să deschidem serverele care le... Bine-i găsit pe Galaxycraft. Momentan NPC-urile pe care le vedeți acum în clip nu funcționează, așa că avem disponibilă busola. Dar cu siguranță când veți vedea clipul, vă asigur că serverele pe care le vedeți momentan vor funcționa. Ok. Hai o busola pe aici. Busola, hai să vedem. Survival Games Arcade, The Walls, Paintball, Vampire Z, Block Party, Splag, Hide and Seek, TNT Run, Quakecraft, Bowsplit, Temple Run, Ultra Hardcore și... în curând. Da. Chestia aia e Matrix. E Matrix. Hai să jucăm ceva, ce să jucăm? Eu mă duc la Temple Run. Mă găsești la Temple Run. Stai să văd unde e Temple Run. Pe ultimul rând. Stai, așteaptă-mă că vin și eu. Sunt la Temple Run. Arena? Doamne. Deci sunt la 1. Of, că am căzut. Ioi, bă. Cât moftic. O să adăugăm și Flappy Bird, că îmi place. Deci, pe scurt, ăsta e parkour. Ah, fuck. Fuși, pe aici o să punem și coins. Ca să iei și să-ți poți cumpăra unele chestii, să deschizi niște cufere cu ei.
și să spice de fel, știi? Peturi sau ceva. Mamă, okay. Ce enervant că nu-s bun la parkour. Hai că nici eu nu sunt cine știe ce bun la parkour, dar... Ups, my bad. Bă, nu știu, interesant. Pentru ăștia care fac parkour. Da. Haide. Care ceva e? Hardcore. Gata. Mamă, oh. Picat. Eu sar în față. Eu mă duc la Temple Run, băi. Slash... Ăsta pare a fi mai simplu. Da, ăsta e mai simplu. Temple Run... A, de ăsta te rec imediat. Okay. A, ăsta știu și eu. E ușor rău. Da, cred că îl trec din prima. Dacă mă chinui o leacă. Da, n-am murit încă. Urmează. Am terminat. Ok, deci primul e mai greu, al doilea e destul de ușor. Da. Păi, stai, nu zici și de mine în cât timp am terminat? Nu știu. Nu zici. Am zis. Ah, un fel de parkour. În fine. Încă mai lucrăm la el și... Ok, deci practic orice minigame îl găsiți aici. Corect. Hai să mergem pe hub. Imediat. Îi lăsăm și pe ei să testeze, să... Slash hub? Se, da, sunt 3 hub-uri. Hub 1, hub 2 și hub 3. M-a băgat în hub 3. Hub 1. Hub 1, pardon. Hub 1, doamne. Ești nu știu de ce am avut impresia că a zis că mă conectează la hub 3. Hai aici, iau. A, uite, steaua, deci ai intrat pe serverul Hub 3, pe urmă ai intrat pe serverul Hub 1, ok. Ai în inventar o steluță, dacă o vezi, pe Hub. Da, selectează, acolo. Ok. Stuf. Ah, putem pune muzică, manele, șmecherii. Glumeau. Nu cred că sunt manele, să nu pornești muzica, să-ți iei copyright. Nope, nici de nebun. Dar dacă vă plictisiți și... Vreți să ascultați muzică în timp ce jucați Minecraft și vă e lene să porniți YouTube-ul sau dacă porniți YouTube-ul sau vreți să ascultați muzică practic din prin orice alt program și vreți să vă jucați și Minecraft în același timp, dar nu vă merge să vă jucați Minecraft dacă ascultați muzică, puteți să ascultați acum direct din Minecraft. Hai bă, hai merg pe Survival. Survival? 1-8. Da, dai pe Survival și pe Sabia de Diamond după. 1.7 sau 1.8? 1.8. Îmi place că știi ești pe 1.8, dar îți permite să te duci pe 1.7. Hop. Stai că mi-am aruncat casca. Nu, no, băi, mi-a luat mereva casca. Ce pamia, fuck it. Uite. Ok, ce bine. Aici avem un autocrafter. Aici îți poți crafta, adică dacă ai temele în inventar, de exemplu, bucăți de lemn, îți arată ce poți crafta cu ele. Aha. Aha. Da, știu, știu, știu. Deci eu practic nu pot să încrasez acum decât diamante. Să fac 9 diamante. Păi, ai protecția. Ok, hai că te duc eu. Dă-i. Da. Stai că mă duc. Avem warp random pentru teleportare random, deoarece în caz că sunt foarte multe case pe lângă spawn, e bine să te teleportezi undeva random. Și nu pot să dau click dreapta să mă teleportez? Da. Păi. La warp random este un buton special. Dă-i warp random. Și dau click pe semn. Nu! Stai, nu, e un buton. Uite, scrie asta. Stai că am scris eu greșit. Aveam ultima comandă scrisă. Ok, m-am teleportat la warp random. Warp random, bă, ok. M-a teleportat în ocean! Se mai întâmplă. What the fuck? Mai dai o dată warp random. Ok. Ah, warp random. Nu mi-a plăcut mai vreo dată. Ok, aici e mai bine. Faza cea mai genială la serverul ăsta este când arunci un item. De exemplu, aruncă o sabie. Aruncă pâine. Poftim. Item de aruncat. Mersi. Ia, stai. Zici că s-a lipit ca un sticker de podea. Sau blocuri. Sau gheață. La sabia arată cel mai mișto. Da. Zici că e în CS. Sau, stai, craft. Poți să arunci două pe același bloc?
Da. Stai așa. Oh, ok, arată fain. Chiar e șmecher. Uite ce ai făcut. Stai, știi cum e aia? 100% asta am vrut să fac, știi, planificat. Da, da, dacă pui un crafting, sau un bloc, uite. Pui un bloc. Hai să zicem că pun, asta e un crafting table și... Dar chestia asta nu merge peste tot. Adică? Adică am văzut, nu merge pe toate astea, pe toate... Locurile? Da, peste tot merge, mai puțin la spawn, deoarece la spawn este o zonă protejată și la spawn păi, este și un... Păi și nu se despawnează itemele dacă pur și simplu îl pui așa. Da. Adică la un moment dat o să dispară. A, normal. Dacă aruncă cineva, de exemplu, un stack sau... Ideea este că la spawn nu poți să arunci iteme, deoarece avem un warp free. Dă-i warp free să vezi despre ce e vorba. Sunt iteme free de începător, lemn, mâncare. Deci să zicem că nu pot să-mi arunc ăsta așa și să las acolo. Să zicem că nu vreau să-l pun în chest și vreau să arate așa șmecher și o las pe o bucată de ceva și plec. Nu pot să fac asta. Nu, nu cred. N-am testat. Sincer, n-am testat. Păi n-am, totuși îți dai seama că așa ar fi aiurea, pentru că la un moment dat ar fi foarte multe iteme puse random pe hartă și par fi lag degeaba. Problema de la lag nu cred că ar fi, deoarece în prezent deține două dedicate, un i7 și un Intel Xeon E5, fiecare cu 32 de RAM și SSD și așa mai departe. N-am întâmpinat deloc pic de lag până acum, deci e bine. E foarte bine, consider. Da. Eu ok, la, sunt la 3700 cu minus 2600. Ok, deci e destul de random. Ui, ui. Îți dai seama cât de fain ar fi să te teleportezi random, să te teleportezi fix la spawn. Da, ar fi ceva. Da, adică... Sau nu, să fie așa de random încât să te teleportezi fix pe blocul de lângă blocul pe care ești tu. Warpexit, warpexit. Știi, să te uiți cea de genul. Bă, dar nu eram fix aici? Nu, te-am mutat un bloc mai la dreapta. It's something! Merge, e ceva! No, adevărat, e adevărat. Ok. Hai să mergem pe hub. Ok, o să las aici o sabie, poate o găsește cineva, știi că nu or să fie astea ceancurile updatate și... Am lăsat o sabie d'Iron, îți dai seama, se plimbe cineva pe acolo și se vadă sabia d'Iron, să fie cea genul. Ok, what? Fie așa random, să vezi o sabie pusă pe un bloc de lemn. Noroc cu celui care îl găsește. Op, 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 ok, stați. De ce trebuie să mai mă loghez odată? Ok, stați puțin. Bun, am revenit, m-am logat. Bine, vă dați seama, am ieșit ca să nu vedeți parola. Dar chiar am uitat să menționez că este non-premium, deci oricine poate să joace serverul. Da. Ce drăguț. Oricum văd că la jocuri sunt cei mai mulți intrați în momentul de față. E deschis de... Jocuri și Survival 1.8 a fost deschise astăzi, ne-am chinuit de dimineață, am stat ore întregi să iasă perfect, fără bug-uri. Și na, Survival 1.7 este mai vechi serverul și... Daisy are... bănuiesc că este același lucru ca... Fostul. Da, deci astea, adică în afară de ce a fost înainte, bănuiesc că celelalte servere nu sunt chiar așa de diferite, adică DayZ, Assassin's, Skywars, Apocalypsa, da, stai că mi-am amintesc, parcă... Apocalypsa e alta. E alta? Apocalypsa da. E într-adevăr un upgrade, să zicem. Bun, atunci hai până acolo. Hai până acolo. Ce are? Dăm cu pasul, ok. Apocalypsa. A sunat dur, cum ai zis. Hai până acolo. Ok, wow. Suntem în Wasteland. Să fim pe unde ești. Magazin, aici e magazinul. Unde ți-a dat? Undeva la mama naibii din deșert. Ah, păi s-a jucat ăla pe contul tău. Ăla de... Tot îi ziceam, conce tot tu yes. Ești real. Da. Ela, da, ok, intră și atunci dă-mă și pe mine de unde ar trebui să fie. Stai să spawn. Ah, capa. Sper să nu-ți fi luată protecțiile din chest. Că spune și pare că am... Tot la mine și ne-ndar chest. Da, la spawn aici sunt niște chesturi cu fere care vin odată la 3 zile și un kit odată la 12 ore. Cred că ai mâncarea, sigur.
Da, cred că le-a luat utilizatorul. Ai acces aici. Îți goală chesturile? Nu. No. Da, a luat în seamă... Aici, la protecție și la mine, e gol, că și eu le-am luat alaltieri. Asta e gol. Da, păi, sunt protecțiile, ți le dă o dată la 3 păi, zile. Păi, am asta, am asta, am asta... A, păi, le-ai luat. De-aia. Și merg pe mapă, uite, aia e butonul un, aici. Avem și un warp random. Ia săgeata, săgeata. Ok, dau click. Dau click. Ok, sunt aici. De pe con. Gata. În fine, acest tip de mod este mai mult bazat un survival foarte hard. Ultra hard. Extra mega. Nu se găsește iarbă, apă și doar copaci. Ia. Și copacii se găsesc deja. Foarte rar, se găsesc decât bucățile de lemn ale lor, atâta. Fără deja, puțe. Deja Cristi se distrează. Ok. Destul de interesant. Interesant. Hai să ne grăbim că... Noapte apar zombie, mobi. Și la Skype AVP am făcut update. Și la Skype practic, cine are aici se plingure mare boss. Corect, pentru că majoritatea mobilor sunt custom și dau damage mai mult, au rezistență mai mare, e mai greu. Mergem la Skygrid. Și văd că nici nu prea ai HP. Corect. Și este și PvP sau? Da, este și PvP. A, și e tot ceva de gen faction sau e doar PvP dacă pleci din casă, poți să-ți iei dacă stai în casă, ești safe? Cam așa. A, deci dacă stai în casă, ești ok. Da. Bun. Atunci chiar că e ok. Deoarece primești protecție la spawn și n-ai treabă, fii anti-PvP. Atunci e ok, să zic așa, e ok. Nu e genial, dar e ok. Ok. Hai să vizităm și Skygrid-ul. Bine, hai la hub, bănuiesc. Poate fi accesată direct comanda / Skygrid. Sau server Skygrid. Asta e fain. Asta e adică fain. Nu mai stai să mai intri pe hub, hai să-mi selectez server din busol și tot așa direct, / numele serverul și ai terminat povestea. Ok. Sky, DayZ, Survival, Spam. Stai, Prison, what? La Sky? Ai acolo. La Skygrid, ai un măr acolo în busol. Da, ale. Dai pe măr și Sky, acolo... Sky, PvP, mai... Skyblock, Skygrid. Da, e repartizat pe secțiuni. Ok. Să nu fie încărcat în busol. Chestia asta e chiar genial. Nu m-aș fi gândit la asta. Bun. Scrie USG home. / USG space home. Așa. Oh. Avem și shop la Skygrid, desigur. Ok. Ca lumea, nu? Acum știu chestia asta. Mai mult tipul ăsta de joc este bazat pe survival, un survival foarte greu, să zicem. Da, și ai echipament. Trebuie să supraviețuiești pe aceste bloculețe în aer. Da. Da, sigur. Asta nu cred că e de mine, pe mine mă bate survival normal. Bine, de fapt, pare interesantă chestia, bine, știu de ea, decât că n-am încercat niciodată. Știi, pur și simplu, gândul că bă, trebuie să stau să adun fiecare bloc în parte, să mă duc și poate nu mai găsesc anumite blocuri, nu prea, cum să zic, nu prea mi-a plăcut. Eu-s mai vanilla, așa. Să văd eu ce server noi am mai de... Prison. Hai să trecem și pe la Prison. Prison. Preferăm să mergem la... Nu știu, Skywars, că n-am avut atunci. Deci, la Prison mă duc sau la Skywars? Hai la Prison, pentru că am implementat niște chestii mai noi. Ok, sunt la Prison. Partea cea mai mișto la Prison, la care ne-am gândit noi, a fost să adăugăm și trace-uri, adică particule, ca pe hub. Așa. Trebuie să folosiți comanda / trails. Slash cum? / trails. E o hologram aici cu info. Mă bate XP-ul. Cine vede?
What the... Mina C, Mina D. Ok. Și aici ce? Când am fost pe aici? A, e un tren care ca și cum ți-ar duce la... Ca să ajungeți în mine trebuie warpa. Acolo să te comanda warpa. Eventual e bine să citiți toate hologramele cu info, pentru că ne-am gândit în caz că voi nu vă descurcați, să punem și pentru începători o hologramă, ca să știe. Ce și cum? Deci dau slash trails? Da. Stai așa. Nu, warpa, dacă vrei să ajungi să mine. Bun, momentan... slash trails, fire, smoke, spell, ender. Da. Toate acelea sunt particule, ne-am gândit să le facem... Eu te întreb ce să selectezi, tu zici da. Nu știu, care dau pe fire. Ok, și ce ar trebui să văd? Păi, particule. Când merg, da. Asta, da, am o scuză, sunt toposit și chestii, mă rog, nu contează asta, oricum e fain. Chiar vreau să văd cum e asta. Eu am fost să minez. Oh, asta e fain. Ok. Preferi și ziceai că vrei să mai îmi arăți Skywars? Skywars-ul, slash Skywars. Da, așa. Să nu mai merg pe la hub. Ok, Skywars. Skywars. Un spawn destul de decent. Aici o informație, o hologramă mai în față cu Skywars. Este un joc foarte interesat de tip PvP și așa mai departe. Săriți! Trebuie să mă arunc aici. Da. Ioi. Titan, Arcaș, Alchimist, Berserker. Ok, nu-mi iau asta. Ce insule ciudate. A meu e galben. Nu, portocaliu. Eu-s pe mov. Da, eu sunt aici lângă tine. Păi știu minigame-ul. Ca lume. 20 de secunde. Vrem pe viitor să implementăm un plugin de puncte, adică cu punctele, de exemplu, să-ți cumperi anumite chestii chiar pe alte servere, nu numai pe serverul acesta. De exemplu, dacă câștigi un meci pe Skywars, să primești 10 puncte. Și cu 10 puncte îți cumperi, de da, exemplu? Da, pe alt server, de exemplu, un kit, o permise, de exemplu, de fly pe survival... Da, este deja. Hard, depinde. Este deja fly. 30 de secunde. Exact. Avem deja fly oricum. Trebuie să ne gândim la ceva. Interesant. Probabil la prison pentru kit-uri mai OP. Vedem noi. Ok. Sau cu... ce e chestia aia move? Adică... Adică? Uite, ce? Chestia aia move, portocalie, ce e mai exact? Acolo se află chest-ul, știi? Înăuntru? Este da. Chest sus și înăuntru te ascunzi de ăștia, știi? Un fel de covert. Dar mai multe mape diferite, știi? O mapă te dă într-un copac. Interesant. Mai multe insule. Și sub ai minereu. Ok, și... hai că mai sunt 10 secunde. Vreau să văd ce e pe acolo jos și... după mai vedem și mai pe aici. Ai, pe serios, 40 de secunde? Aoleu. Da, a intrat altul. A intrat altul. Ce se întâmplă? Nu știu ce, cred că mai bine am lăsat playerii să vadă minigame-ul acesta, că nu știu cum să okay, eu tot vreau să rămân să văd ce e în chest-ul ăla, știi? E momentul ăla când băi un chest ce e în el. Corect. Da, 20 de secunde. Ok, dacă mai este cineva, eu ies de pe serverul ăsta. Și acum iarăși începe un minut. 5 secunde. Hai că acum începe. Ok, deci e sticlă. Văd ceva, pickaxe-uri, chestii. Knockback 2. Ok. Și pot să sparg astea? Da. Totul se sparge și se regenerează la loc. După meci. Oh.
văd că sunt chestii. Ai picat? A bubuit. Și eu. Ce, ați murit? Da. Da. Cum ați reușit? Ok. Ce stă acela de jos? Ce-i capcana? Mhm. Da. Din păcat. Prea erau chestii pe acolo. Bun. Și în afară de chestiile astea, ați mai vrea să mai arătați și altceva? De exemplu, nu știu, ce mă enervează, mă, că am murit și eu. Hai să facem o vizită mică și pe Skyblock, ce zici? Ok. Sau pe Skype PvP, nu știu. Mamă, ce m-a enervat chestia aia cu chest-ul. Cred că o scot. Deci, pe care ziceai? Pe... Skyblock. Skyblock. Mamă, ce m-am ofticat cu chestul. Un spawn destul de fain, după cum se vede și în hologram, acesta este topul insulelor cel mai bune cu level. În față este un shop. Mergem în shop. Shop. Clic dreapta, clic dreapta pe hologram și vă arată câți bani aveți. Vezi, iară dolari. Eu am minus 950. Partea cea mai faină la Skyblock pe care aș vrea să vă arăt este meniul acela. Aveți în inventar un ceas. Dați clip dreapta pe și vedeți, aveți un meniu, hub și așa mai departe. Și avem și ori generator-ul, vă cad iteme, de fapt, minereuri. Random pe acolo, diamante, chestii la generator. O chestie șmechere. Oh, eu sunt deja pe o hartă, văd că cine a fost pe... S-a jucat cineva. Ah, stai, că asta am dat data trecută. Ah, ba nu. Nu, mane, așa e mapa. Așa e? Da. Da, așa se prime, este o insulă custom. Ok, asta e ceva. Asta e ceva, adică, știi? Cum toți jucătorii s-au plictisit de insula aceea clasică, Buzzy Skyblock. Monoton, peste tot aceea. Așa ne-am gândit să inventăm o insulă, să facem mai bună. Ia uite o floare în aer. Observ. Interesant. Că de la un interesant. Ok. Plus în aer. Hai aici, uite, dacă spargi și stai. Ups! Mamă, era să-ți dau jos. Uite. Spargi. Dar știu spargi. Eu cum funcționează chestia asta. Ups. Oh. Dar ai grijă că trebuie să scadă și diamanta după ceva. Să prăjești. Pe acolo. Ai grijă. Uite, okay. Un pic lapis, vezi? Uite, un pic, ex, poftim. What? Lapis. Uite, spargi. Aer. Gold, aer. Se fac și cabluri. Ok, deci o șansă random să spice iron, gold, chestii? Da, da, exact. Ok, asta e chiar fain. Asta e chiar foarte fain. Asta n-am mai văzut-o până acum. Diamond, please. Hai, faci depinde gold, depinde de noroc, depinde de noroc. Exact. Ok, și cam atât pe Skyblock. Mergem și pe la Skype, PvP? Cum vrei tu? Hai la Skype, PvP. Imediat. Hai, PvP. Stai. Așa mă duceam. Iar pe Skywars. Oh, asta okay. Cred că știu eu. Cred deci, știu în ce. Primul rând, mapa e destul de faină. Nu vezi niciunde. Nu, în față este jail-ul. Aici? Da, este jail-ul. Oh, ok. Interesant. Și atunci, doar mă parum și asta e tot? În stânga avem aici... Te urmăresc. Aici trebuia să fie informațiile... Informațiile, dar informațiile sunt destul pe hub, adică nu cred că mai trebuie să mai punem și pe toate serverele informații și peste informații. Uite, pe aici sare, stai că-l aducem, că nu știe. După R... Uite, du-te drept în față. Drept în față? Da. În dreapta ai itemele gratis, avem un kit destul de decent. Ok. Și s-a jos. Și da, e beton. Cred că nu trebuia să mă duc în fața aia.
Ce, ai murit? Nu, no, nu, no, nu, no, mă duceam în altă parte. Te duc eu jos? Da. Uite acolo sus, vezi? Așa, unde? Sus. Ok. Acolo, pe acolo sar, vezi? Se vede gaura. Nu ții damage când sari. Da, hai știu. Dar că nu găseam gaura. Îmi bagi pe ăsta. Kilaura! Gata, l-am omorât. Ar fi ceva să fie genul hacker așa, știi, de față cu voi. Ah, ce tare. Uite altul. Știi, să-l vezi că vine unul așa cu hack și pe urmă vede acolo fundator și pe urmă se vine. Hai că asta nu e bine. S-a mai întâmplat. Dragleaf face unul către noi într-o zi. Avea hack, știi? Și zic către el, bă, mane, nu ești din pe Minecraft. Cum ai ieșit din pe Minecraft? Ai bani și ceau, pa. Dă repede ID-ul de Skype. Partajare. Am hack, da, nu-l folosesc. Te ziceam, mă contraziceam, bă, n-am hack, bă. Tot, cea mai bună metodă pentru hacker este direct ban IP și ai terminat povestea. Adică l-ai prins, mulți se plâng. Nu da ban. Nu, frate, cea mai bună metodă slash ban. Adică ori suntem corecți, ori nu mai sunt. Da, mi se pare normal. Îi dai prima dată, ce? Nu, de altă dată, strică plăcerea altora de a juca. Ok, hai că am găsit și eu da. Kid start, ale. Ok, cam atât despre serverul SkyGrid, pardon, SkyPVP, m-am încurcat și eu. Stai să luăm ușul pe ăsta și... Opa. Wow, ok, dacă mai am două săgeată sunt mort. Ok, acum dacă mai am două săgeată sunt mort. Acum, încă nu. Nu, acum chiar mi-a picat. M-a prins ciudat, oricum. Ok, ar mai fi și un mic server de precizat, ar fi Survival 1.7, acolo... Care e ca Survival 1.8? Poftim? Păi, nu știu, bănuiesc că toată lumea știe cum e Survival-ul normal. Da, cam așa e. Na, am implementat câteva chestii și pe acolo mai frumoase, dar mai bine să le vadă playerii. Da. Ok, păi, atunci cam asta e, eu o să vă las IP-ul de la server și... Alte chestii vă mai las și pe voi să descoperiți. Op, stai. Aici o să aveți și donațiile în cazul în care vă interesează. Mă rog, se lângă spawn nu prea aveți cum să le ratați. Avem, vă lăsăm link în conf, în... cum îi zice la aia, că am uitat. În descriere avem market, shop online, cum ar veni. Adică playerii pot să plătească direct pe forum, adică nu mai stau Skype fondator, dăm un cod de PayPal, nu știu ce, direct pe forum plata. Se pune automat gradul, prețurile sunt destul de ieftine. Da. Ok, o să las asta în descriere, o să las IP-ul și intitlul și în descriere. Și da, o să ne mai vedem pe server, bănuiesc. Normal, te așteptăm și noi. Da, oricum, până la viitoare am fost Cristi, ei au fost... admini Carlito și Kizarix sau ceva. Nu mai ții minte. Așa? Am nimerit? Da. Ăla e. Mai e încă unul, dar lucră la șoc. Dragoș. Săracu. Și Dragoș îl salu și pe el. Da, o zi bună. Bye bye. Bye bye.